Ioane Uta. Dacă titlul de campion s-ar acorda în raport de performanțele arhitectonice, farul Constanța ar putea ridica justificate pretenții. Fapt e că litoralul ne oferă și în acest sezon noi și seducătoare geometrii de sticlă și beton. De la Năvodar la Costinești, plaja devine în aceste zile teritoriul cu cea mai densă populație pe metrul pătrat de nisip. O bătaie între pirați. Iată un spectacol care nu se vede în fiecare zi. Îl puteți vedea însă în fiecare seară la hanul cu același nume de la Mamaia sa. Urmașii lui Lup Larsen, deghizați în ospătar serviabil, vă oferă cele mai alese delicatesuri și sunt gata să asculte supuși eventualele dumneavoastră observații asupra notei de plată.